Salutare, prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Adrian și în clipul de astăzi o să vedem cum putem șterge în siguranță informațiile noastre de pe contul Facebook înainte ca mai apoi să ștergem definitiv contul Facebook. Acum două zile Mark Zuckerberg a fost audiat de către Congresul American, s-a descoperit că s-au sustras informațiile a peste 87 de milioane de conturi și nu 50 de milioane de conturi, cum se știa inițial, și că din România au fost sustrase informațiile a 113.000, în jurul a 113.000 de utilizatori sau de români. Am vorbit într-un alt tutorial despre scandalul Cambridge Analytica, despre Facebook și așa mai departe, v-am explicat acolo ce s-a întâmplat exact și probabil mulți dintre voi ați ajuns la concluzia sau doriți să vă ștergeți contul Facebook, dar trebuie să o facem în siguranță. Sigur că odată ce vă ștergeți Facebook-ul sau contul de Facebook, cei de la Facebook susțin că datele voastre vor fi șterse definitiv după 2 săptămâni. Dacă în 2 săptămâni n-ai revenit pe Facebook, datele tale nu mai există, dar de ce să nu fim noi puțin mai inteligenți și înainte să ștergem contul, să descărcăm toate informațiile noastre, o să vă arăt cum facem asta, toate informațiile, clipurile video, agenda, ce am vorbit cu prietenii și așa mai departe, și mai apoi să ștergem toate like-urile pe care le-am dat în masă, acțiune în masă, fără să ne ducem pe fiecare postare, să ne ducem aminte noi la ce postare am dat like. Vom folosi două tool-uri pentru asta. Tool-uri care, vă spuneam, ne vor ajuta să ne luăm like-urile înapoi, să dăm unfollow paginilor cărora le-am dat like, să ne luăm, să ștergem toate postările pe care le-am postat vreodată și să dăm unfriend la toți prietenii cărora le-am trimis cererile de prietenie și îi avem în lista de prieteni. Toate acțiunile astea le vor face cele două aplicații, acțiuni în masă, fără să mergem noi pe fiecare cont să dăm unfollow sau pe fiecare pagină sau pe fiecare prieten să-i dăm unfriend. Cele două aplicații vor afișa lista de prieteni, toată lista, și de acolo, printr-un simplu buton putem să îi ștergem din lista de prieteni. Și abia după ce am făcut toate aceste lucruri, o să vedem cum putem șterge definitiv contul Facebook. Haideți să vedem despre ce este vorba. În primul rând, ca să ștergem toate datele, ca să descărcăm toate informațiile, toate datele din contul nostru, fotografii, like-uri, locuri pe unde am fost, clipuri video și așa mai departe, va trebui să mergem aici, în partea de sus, dăm click pe această săgețică, click stânga, mergem pe setări și aici, în secțiunea general, îmi cer scuze dacă mai auziți zgomote, bocănituri, dar am doi vecini care de 14.000 de luni tot renovează și nu știu ce renovează, probabil construiesc blocul de la zero sau ceva așa. Odată ajuns aici, avem în general, avem opțiunea descarcă o copie. Dăm și noi click, pornește arhivarea, așteptăm. Și ne-a spus că a colectat informațiile noastre și când arhiva cu toate informațiile va fi gata, vom primi un e-mail la această adresă, da? Recomandat ar fi întâi să așteptați arhiva, să o descărcați și abia apoi să mergeți mai departe cu pașii pe care o să vi arăt. Mailul o să vină la adresa cu care v-ați făcut contul, acolo o să aveți linkul de descărcare arhivei, cel mai probabil când dați click pe acel link din adresa de e-mail, o să vă pune să introduceți și o parolă pentru a descărca arhiva, să căutați și în folderul spam, că s-ar putea ca e-mailul de la Facebook să ajungă acolo și astfel obțineți arhiva în format zip, o extrageți și o să aveți acolo toate informațiile voastre. După ce am făcut acest lucru, o să mergem înapoi pe pagina principală, vom folosi cele două extensii pentru browserul Chrome, care vă spuneam că ne permite să ne luăm like-ul înapoi. Pentru prima extensie, care se numește Social Book Post Manager, o găsim în Play Store, o să aveți link-ul către toate cele menționate în acest tutorial în articolul de pe videotutorial.ro, care însoțește acest tutorial, în descrierea clipului video pe YouTube. O să aveți linkul către articol și în acel articol o să găsiți toate linkurile menționate, toate extensiile și așa mai departe. Prima
Unealta este Social Book Post Manager și a doua este Toolkit for Facebook, da? Le vom folosi pe amândouă. Ce face prima? Haideți să vedem, ne ducem pe contul nostru. Înainte să folosim prima extensie, va trebui să fim pe jurnal de activități. Accesăm și noi această secțiune, așteptăm să se încarce. Și după ce s-a încărcat, o vom folosi. Dar înainte de asta, tot în Congresul American, când a fost audiat Mark Zuckerberg, s-a emis, după acea audiere, s-a emis un link prin care poți verifica dacă datele tale, informațiile tale Facebook au ajuns la Cambridge Analytica. Este doar o pagină informativă care vă spune dacă sau nu datele voastre au ajuns la Cambridge Analytica. Dacă au ajuns acolo, nu puteți face nimic în acest sens, doar vă informează dacă au ajuns sau nu la ei. Linkul la fel o să-l aveți pe site în articolul ce însoțește acest clip video sau acest tutorial. Mergeți în bara de adrese, îl pastați, îi dați lipire, da? Și o să ajungeți pe această pagină care o să vă zică dacă informațiile voastre au ajuns sau nu la Cambridge Analytica. Mie îmi spune pe baza înregistrărilor disponibile, nici tu, nici prietenii tăi nu v-ați conectat la This is Your Digital Life. Așa se chema softul sau aplicația Facebook care a colectat datele și mai apoi le-a vândut către Cambridge Analytica. Drept urmare, nu pare că informațiile tale de pe Facebook ar fi fost transferate de This is Your Digital Life, companiei Cambridge Analytica. Bun, am luat la cunoștință și acest lucru. O să mergem înapoi. O să accesăm din nou jurnal de activități și spuneam folosim prima unealtă. Dăm click pe ea. Și avem aici posibilitatea să selectăm din ce an dorim să dăm un like postărilor sau să ne luăm like-ul înapoi. De exemplu, poate vreți să dați unlike sau să vă luați like-urile înapoi doar pentru postările din 2010, 2012 și așa mai departe. Sau puteți selecta toate postările. Din ce lună vreți să vă luați înapoi like-ul? La fel, selectați luna sau tot, da? Adică din momentul în care v-ați făcut contul până astăzi. Dacă doriți, aici puteți să specificați ce anume să șteargă. Dacă vreți să șteargă doar postările care conțin un anumit cuvânt, le adăugați aici. Nu este un câmp care trebuie completat obligatoriu. Și aici, dacă vreți ca postările care conțin cuvintele introduse aici să nu fie șterse, le treceți aici și acele postări nu vor fi șterse. După ce ați selectat aici anul și luna pentru care vreți să ștergeți postările sau să vă luați like-ul înapoi, aveți posibilitatea să folosiți unlike, adică să vă luați like-ul înapoi sau să ștergeți postările din acea perioadă. Haideți să vedem și noi pe aici pe unde am dat eu like-uri și să vă fac o demonstrație, de exemplu 5 martie, da? Selectăm aici anul 2016. Avem aici 2016 și martie luna, da? Martie. Și ce vrem să facem? Să ne luăm like-urile. Am dat aici foarte multe like-uri pe un cont de teste, da? Nu folosesc acest cont, nu este contul meu personal. Contul meu personal este Adrian Guduș sau Adrian Gudus fără diacritică. Bun, am selectat perioada și dăm unlike. Dăm aici OK. Vedeți că aplicația scanează toate postările date în martie. Ne spune aici scanning, confirm to unlike, da? Activity log scanned, s-a scanat logul de activități, să dăm click pe confirmare. Dăm OK, dar înainte să dăm click pe confirmare, ne ducem puțin în sus și dacă s-a selectat ceva greșit pentru care nu vrem să dăm unlike, debifăm, da? Dacă lăsăm bifat tot, pentru toate aceste postări se va da unlike. Lăsăm și noi selectate și dăm click pe confirm to unlike. Dăm click, confirm. Și toate postările o să vedeți că vor fi, va șterge like-ul pentru acele postări.
S-a dat un like cu succes la 5 postări, aici o să dăm cancel, ne sfătuiește să donăm și după cum puteți vedea, dacă dau refresh, acestea au rămas pentru că n-am dat refresh la pagină, dacă o să dau refresh, deja din 5 martie nu mai este nicio postare, din 2 martie mai sunt 2 postări. Dacă o să dau refresh, o să dispară și acestea, o să vedem imediat. Observați că nu mai avem nimic legat de martie. Avem iulie, iunie, da? Le-am găsit și pe astea în martie. Eu am selectat acolo, ia să vedem. Martie 2016 selectasem eu. Am mai rămas două. Dacă nu ne convine, mai aplicăm o dată filtrul sau putem șterge pentru tot. Cele care au rămas, la fel, selectăm tot până le va șterge. Este foarte utilă extensia, vă dați seama ce ar însemna să-ți aduci tu aminte la ce postări ai dat like și în primul rând nu mai ai link-ul către acele postări să te duci să-ți iei like-ul înapoi. Acest tool le caut automat și puteți da în masă unlike. Cel de-al doilea tool sau cea de-a doua unealtă este aceasta care ne permite să facem foarte multe funcții. Să trimitem în masă stickere către prieteni, să sugerăm un prieten tuturor prietenilor noștri, să trimitem în masă un mesaj către prieteni, să colectăm numărul de telefon a prietenilor care și-au adăugat un număr de telefon în contul Facebook. Din păcate, această funcție nu merge, am testat-o și nu funcționează. Să postăm pe grupuri multiple, să dăm unlike paginilor cărora le-am dat like, să ne luăm practic like-ul înapoi, să părăsim în masă grupurile cărora ne-am alăturat, să dăm unfriend tuturor prietenilor. De exemplu, dacă dau click aici, aplicația o să scaneze contul nostru, ne arată prietenii și nu rămâne decât să dăm click pe Start Removing Friends. Dacă nu vrem să ștergem un prieten, selectăm pe tot și să zicem că nu vreau să-l șterg pe Adrian Guduș. Acesta este contul meu oficial. Dacă nu vreau să-i dau unfriend acestui prieten, debifez aici și apoi Start Removing Friends. Va da unfriend la toți cei selectați în afară de cel deselectat. Da? Bun, mai departe ne întoarcem aici la unealta noastră minune. Asta am vorbit despre ea, download Facebook video, să descărcăm în masă clipurile video, de fapt nu în masă, trebuie să știm link-ul către ele, dacă dau click pe opțiune, va trebui să introduc manual link-ul clipului video și apoi să dau click pe download. Bun, ieșim și de aici, ne întoarcem. Să găsim un nume sau un ID de Facebook, să facem backup listei de prieteni, să facem backup grupurilor cărora ne-am alăturat, să facem backup pentru paginile, pentru paginile pentru care am dat like, să dăm like tuturor postărilor vizibile în pagină, de exemplu dacă mă duc pe pagina, pe feed-ul meu, să zicem aici, nu, aici pe acasă, aplicația va da like la tot ce văd pe ecran, da? Asta face această funcție. Click all add friends buttons, la fel, va trimite cerere de prietenie la toate sau la toți prietenii afișați aici în poate îi cunoști sau în prieteni sugerați, da? Dând click aici, aplicația va da automat cerere de prietenie către toți cei afișați aici. Click all poke and poke back buttons. Este acea ciupitură, probabil ați folosit-o, nu știu dacă ați folosit-o. Eu am fost ciupit, n-am ciupit pe nimeni pe Facebook. Dacă vreți să-i ciupiți pe toți cei care v-au trimis ciupituri, aveți aici această opțiune. Acceptă sau respinge toate cererile de prietenie în masă, da? Să zicem că fetele în general pățesc acest lucru, se trezesc cu câte 70 de cereri de prietenie. Dacă v-ați săturat să stați pe fiecare
profil să vedeți despre cine e vorba și vreți să îi refuzați pe toți deodată, aveți această unealtă, această opțiune, da? Sau, dacă doriți, puteți să-i acceptați pe toți cei care v-au trimis cerere de prietenie. Și cam asta face unealta. După ce v-ați făcut curat pe cont, trecem la pașii de ștergere a contului, ștergere definitivă a contului. Dar vă repet, nu folosiți aceste două unelte până când nu vă descărcați arhiva cu toate informațiile voastre, da? Bun, și ca să ștergem contul, mergem aici pe setări, pe acest triunghiuleț, setări, setare și conectare. Pardon, va trebui să mergem pe general. Odată ajuns aici, mergem pe administrează contul, dăm click și aici avem posibilitatea să ștergem definitiv contul sau să dezactivăm contul. Dacă îl dezactivăm, contul nostru sau al vostru se va reactiva automat la următoarea logare pe contul Facebook. Da? Ștergerea presupune să nu vă logați pe Facebook timp de 2 săptămâni sau poate chiar mai mult. Dacă nu v-ați mai logat pe cont și ați folosit această funcție, timp de 2 săptămâni nu v-ați mai logat pe cont, Facebook-ul va șterge contul vostru. Dați click, o să vă pună să introduceți parola, ștergeți după moartea mea, o să dăm aici anulează. Și citind mai atent aici, aflu că de fapt este vorba despre ce să se întâmple cu contul nostru după ce murim. Deci nici aici nu este ștergerea contului. Vom merge pe află mai multe, da? Vedeți cât de greu face Facebook-ul opțiunea, cât de ascunsă este opțiunea de a șterge definitiv contul. Parcurgem aici acest wizard, ne spune bla 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 și dacă dorim să ștergem contul, avem aici mai multe despre ștergerea contului. Dăm click. Avem această pagină. Ok, am descărcat informațiile. Nu ne interesează care e diferența. Odată ajuns și aici, nici aici nu găsim link de ștergerea contului, mergem și dăm click pe care este diferența între dezactivarea și ștergerea contului meu. Dăm click, ajungem aici și abia aici avem dacă ștergi contul, dăm pe ștergi și ne aruncă de unde am plecat. Deci vedeți cât de ascunsă este această opțiune de a șterge contul. Haideți să încercăm cum pot șterge definitiv contul propriu. Iar ne aruncă aici cu descărcarea copiei despre care am vorbit, anunță-ne și în cele din urmă o să ne învârtim pe aici și nu o să găsim absolut nimic. Anume am parcurs toți acești pași ca să vedeți că Facebook nu face deloc facilă ștergerea contului, ba din contră o ascunde foarte bine. Și ca să ștergem totuși contul Facebook, mergem în bara de adrese și aici lipim următorul link și vom ajunge la linkul care ne permite să ștergem definitiv contul Facebook. O să aveți această adresă în articolul de pe videotutorial.ro, articolul care însoțește acest clip video de pe YouTube și link către articol veți avea în descrierea acestui clip video. Odată ajuns și aici, dați click pe ștergem contul și contul vostru va fi șters definitiv în 2 săptămâni sau mai mult dacă nu vă mănâncă undeva și vă logați din nou pe Facebook în perioada cât el este în stadiul de ștergere. Da? Cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper să vă fie de folos. Nu uitați să dați un like, să îl share-uiți, să-l împărtășiți cu prietenii voștri pe rețelele sociale, Google+, Twitter și așa mai departe. Și dacă vreți să rămâneți la curent cu tot ceea ce postăm, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube
Și dacă vreți să primiți notificări cu privire la, no la noile videoclipuri care le urcăm, atingeți și acel clopoțel de lângă butonul Abonează-te pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm un clip nou. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Adrian, voi ați fost la videotutorial.ro, la revedere!